Transportul public din zona București-Ilfov va intra începând cu luna aceasta într-un proces de reorganizare. Anunțul a fost făcut de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov. Proiectul își propune să optimizeze actuala rețea de transport de la nivelul întregii regiuni. Reorganizarea vizează crearea de benzi proprii pentru transportul în comun, extinderea pistelor pentru bicicletă, încurajarea modurilor alternative pentru transport, dar și alte măsuri. Tot în acest an vor fi puse bazele proiectului de tren metropolitan. La nivel european, această modalitate de transport este tot mai frecvent utilizată. Noul sistem va avea în vedere dezvoltarea durabilă a regiunii până în anul 2030, ținând cont și de proiectele din planul de mobilitate urbană durabilă și dezvoltarea continuă a zonei. O altă măsură va fi eficientizarea liniilor urbane și regionale, așa cum a fost cazul liniei urbane 135. Aceasta pătrundea foarte mult în județul Ilfov, astfel că a fost reorganizată prin înființarea unei linii regionale și reorganizarea unor linii urbane și regionale.